Mai la vale de Ministerul de Interne. Trei polițiști s-au dat la dos fumează. Aici se vinde spirit pridnestrovski. Acolo se vinde spirit din Transnistria și cu vin de casă. Vin de casă. Da? Și poliția e alături, fix alături. Era, au dispărut, gata, s-au dus după colț. Cum să nu crezi că sunt împreună? Că poliția de fapt păzește business-ul ăsta. Da? Spirit. Pșeniciune, din teraspă. Și ați văzut ieri cum ascundeau aici sticlele. Gata, azi nu mai iau aici sticlele. Că le-am deconspirat depozitul. Nu știu, zic că-i provoc. Că eu sunt rău, nu ei. Mafia cu ea poliția. Au cum fug, ui cum fug. Polițiștii când au văzut că-s filmați. Fuga, fuga, la deal, hai. Duceți-vă la Jăzdan, sub aripă. La Cloșca. Pentru asta vă plătim cu 1.700.000 de angajați mai. Ca să susțineți mafia drogurilor, a armelor, a alcoolului, de contrabandă. Lasă nația să moară. Să piară dracule dacă-s proști. A? Fugi, 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 repede după colț. Repede că vine brega. Și ребята v-ați speriat. Acolo se vinde alcool în stradă și el protejați la acoperiți, da? O secundă, să găsesc tot acolo. Nu e problemă. Nu am înțeles. Aveți filmare? Am filmare. Domnule. Am. Acela este sufoc trebuie subit. Achișe. Mafia cu epoleț. Hai, ребят, hai că e cald, apropiat. Maica ți-a ajuns la destinație. Și, ребят, nu vă interesează, da? Spirit se vinde la colț. A, da? Noi raionul ăsta e la deal. Ok, am și mai trecut drumul, dar dacă raionul vostru mai la deal. Aleea alcoolicilor. Și a spiritului de contrabandă. Dați-vă la o parte și vin curcai. Doamne ferece, și aici. De câțiva ani se vinde spirit aici, ne-a tati prifaci că nu vezi? Vrei filmare? Monumenta să-i fac acolo. Monumentul spiritului de contrabandă protejat de poliție. Toată strada asta de ani buni se vinde spirit de contrabandă din Pridnestrovie. Și-i vor imagini. Au, și fumele cu vin de casă. Am acele vai de capul lor, dar este care cu business toată viața, cu spirit de la Tiraspol. Ah, băieți, s-a aflat treaba, ei filmează. Și nu-i cunoașteți, nu știți cine, să-i protejați de ani de zile. Tot cum ai eu vostru lui Jăzdan. Tot așa protejat și business-ul cu cânepă și cu droguri tari și cu arme și cu oameni. Tata-i protejat de mai. Da, eu aici am vizit novatul, da? Și tu i-ai ascuns fața. Hai cu mătră.
Aici la colț sunt niște colecte suspecte, le-au abandonat cineva, poate sunt bombe. Chemați bomb tehnica, acolo o să găsiți documentele contrabandiștilor. Ment superagent. Nu știi ce să facă. Păi da, situația asta nu a fost prevăzută în scenariu. Ceva cu a fost acela cu geafeca, le-a strântit pe jos. Și a fost și a luat sticlele de pe scaun și s-a enervat. S-a enervat și le-a strântit pe jos. Nu dacă omul e nervos, ne-a stricat afacerea, el așa bine mergea. Poliția îl proteja. Și am hai să ne jucăm de altceva, de-amu. Amu de-am ne jucăm conform legii. Ca când, nu țin minte cum scrie în lege, dar cam așa trebuie să faci. Femeile cu vineșor ezită. Azi mai vindem azi, ori l-am gata. Dacă și șor se cară, așa le-au fost și-au luat gențele, de-am dispart probele pentru polițiști, stau cu mâinile în buzunar. Stau la țigară, așteaptă indicații de sus. Ce să facem? Ia că au venit și ne-au făcut așa probleme. Abia sunt probe mai multe? Colectate? Ce probe? Eu filmez de câțiva ani aici. Câțiva ani? Da. Și aceleași persoane vând. Aceleași persoane? Și femeile de la colț și-au luat deja gențele, au plecat, au șters urmele. Înseamnă că v-ați făcut de mântuială treaba, da? Ați găsit un țapă ispășitor. Dar femeile cele nu, da? Aici e o rețea întreagă și voi v-ați luat de unul. Și-i puneți o amendă de 100 de lei, el mai vinde 3 sticle și-au făcut banii ăștia. 300, da? E. Nu ești 300, cum ești bine, bine, că ne tăiești frumos. Da, îți zăbălos ce să fac. Bine, 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 bine. Domnul, zi tovarăș, vii tovarăș de lucru, câștigați împreună. Am și grip pe nas. Ce să facem, am? Am luat azi pe nas, da. Natana, ai luat și ești nervos, da? Și marfa conform legii trebuie confiscată, ei n-au treabă. N-au confiscat nic. Carabinierii ei n-au treabă, dar totul vine să se intereseze. Exact ca dracu, toți 3 sau 5 cât sunt aici. Și ți-ai rușine. Cred că așa se parchează la Sângerei. Așa de tare s-o țipărie de poliție babuștele încât vând alcool chiar alături. Ele nu știu că s-o schimba scenariu. Amuia, că filmează, strânge step. Da? Da. Cred că alături se întâmpla scena și ele nicio reacție până acum. Și mai la vale vin de una din. Ia-ți fotografiază. Și te clizești. Așa scrie până sigurat. Băi, tâmpitule. De ce v-ai mai lovit camera? Ce ai vrut să obții cu asta? De ce v-ai, tâmpitule? M-a lovit special pe cameră. S-a răzbunat, adică. Și slize vânzătoare ce e. E așa văd justiția. Înțelegem cu poliția și facem cum vrem. Vindem orice, oriunde. Și te bucurai așa, nevastă. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Și
Om! Om! Asta vinde cărnați în stradă. Și poliția nu-i, nu vede. Pentru că au procent din asta. Pentru asta servește poliția. Ca să protejeze orice business. Cărnați în stradă cu rachiu. Ia ca cu jinișor cu mătră. Și drapele, suntem patrioți, nu-i așa? Și numai o să plece poliția și următoarele 15 minute tot o să fie la loc. Poliția la colț, fumând, cum am surprins-o în primele secunde. Hai la loc. Business trebuie să meargă și, nu? Nu degeaba ați plătit taxe de protecție. Nu a confiscat nimic, rachiul e aici. Da? Și poliția e la colț. Fumează. Rebeata, câtă marfă de contrabandă ați confiscat? Și marfa nu-ți confiscă, da? Ia uitați-vă, geantă cu rachiu stă acum acolo. Am ușa să înceapă vinde iar cu protecția voastră. Nu vreți să... Ia te vă arăt eu geanta cu rachiu acum. Înțeles? De ochii lumii. Se cheamă mafia cu epoleți, da? E clar că nu vor. Au altă misiune decât să apere legea și drepturile omului. Dar rachiu acela poate e tehnic, poate cine știe ce licori otrăvitoare sunt acolo. Și totul e protejat de Ministerul de Interne al lui Jezdan. O travă pe stradă, cărnați și rachiu de la Teraspol. O să revin peste jumătate de oră să vă arăt spectacolul.